Era un studiu Aracis. Aracis e o de asta, o agenție de verificare a calității și nu știu. Un acronim. Și cam acum câțiva ani, cam 80% nu lucrează unde au terminat, unde au făcut facultate. Deci cu pe cifrele lor, nu, care e o cifră uriașă, da, o cifră uriașă. Te gândești că oamenii care lucrează sunt, nu știu, medicina, nu știu, automatica, deci sunt câteva unde zici că ea cam aia lucrează. Dar în rest nu. Da, și chiar și acolo știi cazuri. Că mai ales la medicină, de exemplu, sunt mulți care nu au. Și la medicină, la drept, da? Că acolo este piața de joburi, este și ea reglementată puternic și e o barieră la intrare și trebuie să te strecori oarecum prin sistem. Și e destul de multă lume care face dreptul, face medicina și după aia lucrează în alt domeniu, pentru că deci chiar pentru și acolo, că nu poți să intri. Chiar și acolo corespondența era triangulată, era creată de stat. Adică ai un cartel, ai barou, ai nu știu ce. Așa oricine aveai, nu știu, un înțelept, se face avocat. Se merg oamenii la el. Că nu știu dacă, uite, dacă ne gândim la tribunalele romilor, nu știu dacă au ea care împart dreptatea, dacă au doctorat în drept. Te referi la judecători sau la avocați? Și la unii și alții. Da, exact. Deci nu cred că un bulibaș de la e... A luat barou, e în barou, e...